Doamnelor, domnilor, bună seara! Lipsurile din spitalele României și deciziile unor medici puși în situația de a trata pacienți în stare gravă, fără să aibă la dispoziție cele necesare, duc la situații fără ieșire și la pierdere. Anchetă penală și primele sancțiuni în cazul adolescentului de 16 ani care a murit în unitatea de primiri urgențe a spitalului din Târgu Jiu. Acesta a fost diagnosticat cu peritonită și trebuia operat, dar medicul chirurg de gardă a refuzat pe motiv că nu este pediatru și a solicitat transferul băiatului la Craiova. Ambulanța Gorj nu avea medic, așa că a fost nevoie a o autospecială cu echipaj complet să vină de la Craiova. Adolescentul nu a mai rezistat și s-a stins după 6 ore înainte ca ambulanța să ajungă. Vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional. Fica milionarului asasinat în Arad și doi suspecți despre care procurorii spun că ar fi complotat împreună cu ea pentru a-l ucide pe bărbat au fost arestați preventiv. Decizia judecătorilor în alte curs de casație de justiție a fost anunțată în urmă cu puțin timp și răstoarnă hotărârea Curții de Apel București, care îi lăsase în libertate. Avocații suspecților susțin că aceștia nu au nicio legătură cu acuzațiile care li se aduc. Vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Colegul meu, Alex Costache, are detalii. Alex, te ascultăm. Șoferii mai au de așteptat până când vor ocoli Bucureștiul doar pe autostradă. Construcția lotului Joița-Bragadiru, singurul tronson care mai lipsește pentru a face legătura între A1 și A2, este din nou în întârziere și va fi gata abia în primăvară. Între timp, șoferii sunt nevoiți să stea la cozi kilometrice pe vechea centura capitalei. România și Regatul Unit au semnat un acord de cooperare în domeniul apărării tocmai pentru a răspunde provocărilor actuale de securitate. Cel puțin o persoană a fost rănită în capitala Ucrainei, Kiev, în urma unui nou val de bombardamente rusești. Atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. A fost pentru prima dată în ultimele 73 de zile când rușii au tras cu rachete balistice în Kiev. De asemenea, au fost folosite și drone de producție iraniană. Între timp, oficialii americani au confirmat că soldații nord-coreeni se implică activ în luptele din regiune Kursk împotriva militarilor ucraine. Costa de est a Spaniei este sub cod portocaliu de fenomene periculoase. Meteorologii anunță ploi torențiale în Valencia, regiunea devastată de viituri, dar sunt în vigoare și două coduri roșii în Malaga și Tarragona, unde sunt deja inundații și au fost deja închise drumurile. Și în regiunea Valencia, traficul rutier cu mașini particulare este restricționat până joi. Ministerul Român de Externe a emis atenționare de călătorie. Persoanele care nu au împlinit 21 de ani ar putea să nu mai aibă acces în sălile cu jocuri de noroc. În Parlament a fost depusă deja o inițiativă pentru schimbarea legii. În prezent, vârsta legală pentru a putea participa la astfel de activități este de 18 ani. Modificarea ar viza aproximativ 10% dintre clienții industriei, dar reprezentanții operatorilor din domeniul jocurilor de noroc spun că demersul este binevenit. Sport acum, Cosmin Băleanu este alături de mine. Cosmin, bună seara! Bună seara! Bine v-am... Atât din sport pentru această oră. Cosmin, îți mulțumesc. Atât pentru astăzi, la TVR 2 urmează vremea ta, iar la TVR Infofrontul sunt Teodora Antonescu, o seară liniștită.